Ce au periat Vama Siret săptămâna trecută? În această dimineață, procurorii DNA și Mascații au descins în alte două vămi, Năidaș și Moravița. Se pare că operațiunea este îndreptată împotriva contrabandei cu țigări. Suntem în legătură telefonică directă acum cu Simona Boțog, colega mea. Ea este la Vama Moravița. Simona, bună dimineața, ne auzi? Ce se întâmplă acolo? Până dimineața, acțiunile sunt în pline desfășurare. În urmă cu câteva minute, două autocare pline cu mascat și procurori au descins aici la Samora Moravița. Vorbim despre o acțiune impresionantă. Vama este blocată la această oră. Sunt filtre de mascați atât la intrarea cât și la ieșirea din țară. Practic nu se intră și nu se iese din Vama Samora Moravița. Cel mai probabil vizați sunt atât polițiștii de frontieră care lucrează aici, dar și vame, și aceștia vor fi ridicați cel mai probabil și vor avea loc, așa cum au avut loc și săptămâna trecută în cazul polițiștilor de la Siret, percheziții domiciliare. De asemenea, trebuie să știți că în Timișoara au fost formate mai multe filtre mixte de polițiști și jandarmii la toate ieșirile din oraș. Simona, ai informații despre persoane care au fost reținute până în acest moment? Deocamdată, de aici, din Samora Moravița, nu au fost ridicate persoane. La această oră, mascații și procurorii sunt în continuare în incinta birourilor punctului de trecere Samora Moravița. Vă vom ține la curent pe măsură ce vor fi ridicate aceste persoane. Deocamdată se verifică documentele acestora. Am înțeles, Simona, mulțumim pentru aceste informații. Vă reamintesc că chiar în acest moment se desfășoară o acțiune de mare amploare, desfășurată de către procurorii DNA și mascații în două vămi din țară, la Năida și la Moravița. Acolo sunt verificate documente. Nu avem informații despre persoane care să fi fost reținute până în acest moment, dar toată această operațiune ne duce cu gândul la recenta operațiune desfășurată de asemenea de procurorii DNA la Vama Siret, de unde au fost ridicate foarte multe persoane și aduse în fața procurorilor pentru declarații. Cu siguranță vom mai vorbi despre acest subiect. Deocamdată continuăm jurnalul. Alexandru, în legătură telefonică directă acum cu Simona Boțog, colega mea. Simona este la Vama Samora Moravița. Simona, cum adică, stai puțin, cum adică și-au luat concedii acum? Se știa de aceste descinderi? Este greu de spus dacă se știa sau nu se știa, poate este doar o coincidență, nu putem noi să vă facem aceste afirmații în acest moment. Cert este că așa este, surse din interiorul Poliției de Frontieră ne-au declarat că mai multe persoane care lucrează aici sunt în acest moment în concedii medicale. Printre ei l-aș aminti și pe șeful de tură de aici, de la Samora Moravița, s-ar părea că el este în concediu medical de două zile. Repet, rămâne de văzut dacă a fost coincidență sau nu. La această oră, mai mulți oameni ai legii, mascați și procurori sunt în birourile de la Samora Moravița, se verifică mai multe documente. Toți cei care lucrau în această tură au fost reținuți deocamdată. Rămâne de văzut dacă vor fi duși și la audieri sau nu. În același timp, se desfășoară mai multe percheziții în Timișoara, dar și Denta și localitatea Moravița, acolo unde locuiesc mai mulți angajați ai Poliției de Frontieră, dar și vameși care lucrează în acest punct. Simona, haide să le spunem oamenilor ce se întâmplă cu activitatea din aceste două vămi. Acum se poate trece prin vamă? Nu se trece în acest moment, nu se iese din țară, nici nu se intră. Practic, vama este blocată de mai bine de două ore. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. La ora 7 ar trebui să se schimbe tura, dar nu se știe deocamdată dacă activitatea va fi reluată. Cert este că în acest moment nimeni nu iese din țară și nimeni nu intră în România pe la Samora Moravița. De altfel, nu am văzut să se apropie foarte multe mașini spre ieșirea din țară. Este posibil ca traficul să fi fost restricționat undeva pe drumul care duce spre Samora Moravița. Am înțeles, Simona, mulțumim pentru aceste informații. Vă reamintesc, la această oră au loc niște acțiuni de amploare desfășurate de către procurori și trupele speciale în două vămi din țară. Este vorba despre vama Samora Moravița și cea de la Naidăș. Acolo, din informațiile pe care le avem noi, deja procurorii ar fi reținut mai multe persoane sub acuzația de luare de mită. Această operațiune ne amintește foarte bine de cea desfășurată săptămâna trecută la vama Siret. În urma acelei operațiuni, mai mult de 50 de fame și polițiști de frontieră au ajuns
ajuns în final să aibă mandate de reținere sau de arestare pentru 29 de zile sub diverse acuzații de abuzuri pe care le-ar fi comis acolo la Vama Siret. Cu siguranță vom mai vorbi despre această operațiune care în acest moment, vă reamintesc, este în plină desfășurare. Vorbim în continuare despre descinderile care au loc în această dimineață la două vămi din țară. Este vorba despre Vama Stamura Moravița și Naidăș. Acolo sunt procurori DNA și echipe de la trupele speciale. Mai mulți polițiști de frontieră și Vame și-au fost reținuți sub acuzarea de luare de mită. Asta am reușit să aflăm până în acest moment. Colega mea, Carmen Caloș, este însă în acest moment în punctul Vamal Stamura Moravița. Carmen, bună dimineața! Spune-ne, te rog, ce informații ai până acum? Ce se întâmplă acolo în acest moment? Bună dimineața, în urmă cu foarte puține momente, microbuzele MAI au intrat înăuntru, cel mai probabil cu aceste microbuze vor fi duși la audier mai departe și cei care urmează să primească ordonanțe de reținere. De asemenea, în aceste microbuze ale MAI vor fi transportate și acele probe despre care se vorbește aici. Perchezițiile au început în jurul orei 6 dimineața. Acesta este ultimul punct până la care se poate ajunge. Sunt zeci de mașini care au rămas blocate și asta pentru că vama s-a închis, iar în localitățile învecinate sunt filtre ale poliției, jandarmeriei, dar și ale celor de la DGA care stau acolo și îi avertizează pe cei care vor să treacă granița că pe aici vama este blocată și singurul loc prin care mai pot să treacă este vama Jimbolia. Însă, până atunci, aici sunt sute de forțe de ordine, vorbim de jandarmi, reprezentanții ai DGA, dar și cei ai forțelor intervenției rapide. În aceste momente vin ceilalți vameși care urmau să intre în tură abia la ora 8. Și aceștia au fost aduși la audieri. Audierile se fac în sediul Vămii și urmează să vedem câți dintre ei vor primi ordonanță de reținere pentru 24 de ore, ca ulterior instanța abilitată să decidă dacă dintre acești polițiști și vameși care sunt suspectați vor fi și persoane care vor primi mandate de arestare preventivă. Carmen, noi aveam informații ceva mai devreme că ar fi persoane, cel puțin așa umblă vorba prin târg, care și-ar fi luat concedii medicale în această perioadă. Este clar că o astfel de operațiune de o asemenea amploare nu putea fi pregătită de pe o zi pe alta, dar s-a aflat de ea chiar și interiorul Vămii, adică au aflat cei vizați că sunt urmăriți. Ce informații ai reușit să afli? Deocamdată nimeni nu poate confirma sau infirma această ipoteză. Cu siguranță anchetatorii vor ieși cu declarații după ce se vor termina și perchezițiile. În același timp, în paralel, se desfășoară și perchezitii domiciliare în localitățile învecinate. Sunt într-adevăr vameși care aveau concedii medicale. Rămâne de văzut dacă au aflat din interior că urmează în această dimineață să se facă și percheziții aici la Vamă, însă acest lucru, după cum spuneam, nu poate fi nici confirmat și nici infirmat. Cert este că toți vameșii sunt aduși aici la audieri. Am înțeles, vom afla pe parcurs cât de bolnavi sunt. Carmen, mulțumim pentru aceste informații. Cu siguranță vom urmări acest subiect. Este vorba despre subiectul descinderilor masive care au loc în această dimineață în două dintre vămile din vestul țării. Este vorba despre Stamura Moravița și Naidăș. Acolo are loc o operațiune similară cu cea desfășurată săptămâna trecută la Siret, atunci când zeci de polițiști de frontieră și vame și-au fost reținuți, dar vom urmări acest subiect să vedem ce se întâmplă și în aceste două vămi.